Vă invit să vă ridicați în picioare. Vă invit să ne apropiem de cuvântul Domnului, iar în sensul acesta, haideți să citim cuvintele Deuteronomului din capitolul 5. Citim de la versetul 8 la versetul 10. După cum se amintea, a doua poruncă a Decalogului, Deuteronom, capitolul 5, de la versetul 8 la versetul 10. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, așa cum am fost anunțați, iată că a sosit timpul și vremea să poposim la cea de-a doua poruncă a Decalogului, pe care am intitulat-o simplu, să nu-ți faci idoli. În esență, acesta este mesajul celei de-a doua porunci, să nu-ți faci idoli. La mijlocul călătoriei din Egipt spre Canaan, Dumnezeu are o adunare generală cu poporul la muntele Sinai, în peninsula Sinai. Și acolo primesc de la Dumnezeu legea morală, adică cele 10 porunci. Apoi pornesc de la Sinai în călătoria lor spre Canaan și pe drum primesc de la Dumnezeu legea ceremonială care privea modul în care trebuia organizat sistemul la cortul întâlnirii, modul în care trebuiau aduse jertfele, modul în care trebuiau să slujească preoții și leviții în cortul întâlnirii, cine și modul în care trebuia purtat prin pustie cortul întâlnirii și așa mai departe, citind în vremea aceasta cărțile lui Moise, cu siguranță am parcurs și am observat modul în care Dumnezeu foarte minuțios vorbește despre lucrurile acestea, despre legea aceasta, legea ceremonială. Și al treilea tip de legi, da? Legea morală, legea ceremonială, al treilea tip de legi pe care poporul îl primește de la Dumnezeu în călătoria spre Canaan, sunt legile sociale, care privesc buna conviețuire dintre ei. Și aici intră, spre exemplu, legea sanitară și se pune accentul îndeoseb pe lepră. Da? Sunt date exacte și concrete despre modul în care trebuie tratată lepra în cazul în care ajunge pe oameni, pe haine, pe case și așa mai departe. Sunt legi cu privire la căsătorie, sunt legi cu privire la moștenire, sunt legi cu privire la neînțelegeri. Ce se întâmplă dacă găsești boul cuiva pe câmp? Ce se întâmplă dacă se întâmplă un omor? Și așa mai departe. Sunt legi sociale. Vreau să vă spun că cele 10 porunci sunt expresia caracterului lui Dumnezeu. Citind cele 10 porunci, vedem și înțelegem cum este Dumnezeu. Prima poruncă asupra căreia ne-am oprit data trecută și pe care fratele Alin a prezentat-o înaintea noastră, ne spunea simplu că există un singur Dumnezeu. Asta era porunca întâi. Există un singur Dumnezeu și vreau doar să vă spun, să vă precizez că din principiul acesta, că există un singur Dumnezeu, rezultă cel puțin trei lucruri. Cel puțin trei lucruri. În primul rând, dacă există un singur Dumnezeu, există o singură rasă umană. Porunca este: eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Apoi, dacă există un singur Dumnezeu, înseamnă că noi toți oamenii avem același preț, avem aceeași valoare. Și lucrul acesta este exprimat
Deseori în Scriptură, chiar prin faptul și prin moartea Domnului Iisus Hristos, ea declară și arată faptul că noi toți am avut și avem aceeași valoare. Iisus a plătit același preț pentru răscumpărarea fiecăruia dintre noi, fie că trăiești în România, fie că trăiești în Africa, în Asia, în America, pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea, pentru mântuirea noastră a fost plătit același preț. Asta înseamnă că cei care primim pe Hristos suntem frați. Și în al treilea rând, dacă există un singur Dumnezeu, înseamnă că există un singur standard moral. Adică, ceea ce Dumnezeu numește păcat în România, este păcat și în America, este păcat și în Asia, este păcat și în Africa și oriunde pe fața Pământului, fiindcă este un singur Dumnezeu care are un singur și același standard moral. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să putem să înțelegem porunca aceasta. Am observat că de multe ori porunca întâi o citim greșit. Dacă aveți Biblie deschise, unde am citit Deuteronom, capitolul 5, versetul 6, aici este relatată prima poruncă și ea sună în felul următor. Și așa o citim noi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Însă, porunca aceasta, corect înțeleasă, este următoarea, citită în felul următor. În primul rând, eu sunt Domnul. Aici Dumnezeu se prezintă pe sine. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din Egipt, din casa robiei. În primul rând, Dumnezeu ne spune cine este El. Eu sunt Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu ne spune cine este El pentru noi, Dumnezeul tău. Și în al treilea rând, El ne spune lucrarea pe care El a făcut-o și o face încă, anume aceea de a scoate. În dreptul israeliților le spune că i-a scos din casa robiei, din Egipt, de sub robia egiptenilor. Nouă ne spune, sunt Domnul care te-a scos din robia păcatului. Dacă te-ai întâlnit cu mine, care sunt Domnul, dacă eu am devenit Dumnezeul tău, e cu neputință să te las în starea în care ești, ci din robia păcatului în care ești și în care este fiecare om, eu, Domnul, Dumnezeul tău, te scot. Slăviți să fie numele. Dacă prima poruncă ne spunea că există un singur Dumnezeu, porunca a doua ne spune că există o singură închinare plăcută lui Dumnezeu și ne arată cum trebuie să fie aceasta. Aceasta este esența celei de-a doua porunci. Există o singură închinare înaintea lui Dumnezeu și ne arată cum trebuie să fie această închinare. Marea problemă pe care o dezbate porunca aceasta este idolatria. Acum haideți să explicăm ce înseamnă idolatrie. Idolatria înseamnă că cineva sau ceva devine atât de necesar pentru tine încât prioritățile vieții se subordonează închinării și dedicării a acelui cineva sau ceva. Versetul 8 spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Cu alte cuvinte, să nu ai o reprezentare întâi fizică, chip cioplit, și în al doilea rând să nu ai o reprezentare vizuală, înfățișare a ceea ce tu îți imaginezi că este Dumnezeu. Spune să nu ai chip cioplit. Chip cioplit se traduce și înțelegem azi prin statuete care pot fi din piatră, din lemn sau din metal. Și ele sunt specifice în vremea noastră bisericii apusene, și anume bisericii catolice. Sunt foarte des întâlnite astfel de reprezentări. Cuvântul aici pentru chip cioplit este țelem, care descrie în limba ebraică munca cioplitorului. Exact faptul că cioplește în piatră, munca aceea fizică pe care el o depune, se numește țelem. Și Biblia spune să nu ai la tine un țelem, unul care
face lucrarea aceasta. Statuetele, chipul ceplit, este o reprezentare 3D, tridimensională. Al doilea lucru pe care îl interzice porunca aceasta este să nu-ți faci nici o înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Înfățișarea este reprezentarea prin desen. Și aici înțelegem icoane, picturi, postere, desene și așa mai departe. Termenul în limba ebraică pentru înfățișare aici este temunah, care înseamnă formă vizuală a unei ființe reprezentată pe hârtie, cu creionul, cu pensula și așa mai departe. Această înfățișare este reprezentare 2D, bidimensională. Statuetele sunt reprezentări 3D. Icoanele, picturile, pozele, posterele, desenele sunt reprezentări 2D și sunt specifice bisericii răsăritene, și anume bisericii ortodoxe sunt foarte des întâlnite și au mare importanță în închinare în biserica ortodoxă. Porunca a doua conține în sine patru interdicții și patru motivații a interdicțiilor. Dumnezeu ne spune ce să nu facem și Dumnezeu în bunătatea Lui ne spune și de ce să nu facem. Știți că e important ca să știi de ce să nu faci? O întâlnim deseori când dialogăm cu copiii sau când le interzicem ceva, copiii au tendința asta și tinerii de a întreba, dar de ce? Nu te du acolo, dar de ce? El vrea să știe, dar de ce? Ei, Dumnezeu ne face hatârul acesta și ne spune, dar de ce nu-i bine? În primul rând, cele patru interdicții sunt următoarele. 1. Să nu-ți faci chip cioplit. 2. Să nu-ți faci înfățișarea lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau sub ape. În al treilea rând, versetul 9, să nu te închini înaintea lor. A treia interdicție clară, să nu te închini înaintea lor. Și a patra interdicție din porunca a doua este să nu le slujești. Dar de ce, Doamne? Pentru că în versetul următor, în versetul 9, Domnul ne spune, pentru că Domnul e Dumnezeul tău. În al doilea rând, pentru că Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos și nu-i așa, adevărata dragoste nu poate rămâne indiferentă. Un soț care își iubește soția nu poate rămâne indiferent atunci când se întâmplă anumite lucruri. Dumnezeu spune că ne iubește și e un Dumnezeu gelos. El nu vrea să-și împartă dragostea noastră cu nimeni și nici slava Lui cu nimeni. În al treilea rând, a patra motivație a interdicției este că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea, pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și a patra motivație a interdicției este o binecuvântare și anume răsplătesc ascultarea, versetul 10, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Așadar, patru interdicții și patru motivații ale interdicțiilor. Acum, în continuare, aș dori să răspundem la o întrebare. Întrebare importantă, care sună în felul următor. De ce reprezentarea și vizualizarea sunt greșite din punct de vedere biblic? Am înțeles, să nu-ți faci, dar punem întrebarea, de ce să nu ne facem? Și haideți să privim la răspunsul pe care Scriptura ni-l oferă acestei întrebări. În primul rând, Scriptura ne spune că natura greșită oferă metode greșite. Ce înțeleg prin natura greșită? Dragii mei, natura greșită este natura păcătoasă. Dumnezeu nu ne-a făcut cu natura aceasta. Momentul în care Dumnezeu a așezat pe Adam și Eva în grădina Edenului, i-a făcut după chipul și asemănarea sa morală și spirituală. Însă, prin neascultare de Dumnezeu, omul a pierdut, a părăsit această natură sfântă pe care a primit-o de la Dumnezeu. Și atunci, o natură păcătoasă are metode păcătoase. Prima dintre ele este percepția.
Percepția se realizează prin cele cinci simțuri, care sunt văz, auz, miros, pipăit și gust. Ele pentru lumea vizuală sunt o binecuvântare. Dacă nu aș avea ochi să văd, în momentul în care ar trebui să mă dau jos de aici, nu aș observa treptele și probabil că aș cădea. Dar pentru că m-a binecuvântat Dumnezeu cu ochi și ne-a binecuvântat Dumnezeu cu ochi, putem să ne ferim de obstacolele care ne sunt în cale. În momentul în care ești pe stradă și ești în mintea ta, în gândurile tale, neatent la ce se întâmplă, dintr-o dată auzi un claxon. Sari, tresari și devii atent și vezi mașina că vine cu viteză mare în spatele tău și te forești în ultimul moment. Te-ai folosit de simțul auzului, în primul rând. Ai auzit acel claxon. Aceste cinci simțuri, după cum spuneam, sunt o binecuvântare pentru noi în lumea fizică. Dar problema e când încercăm prin ele să-L înțelegem pe Dumnezeu sau să-L explicăm pe Dumnezeu, pentru că El nu este trup, ci este Duh. Încercați dumneavoastră prin cele cinci simțuri să vedeți vântul. Cum aș putea eu să văd gândurile care sunt acum în mintea dumneavoastră? Cum aș putea eu să văd curentul electric care trece printr-un fir? Nu le pot vedea prin percepția sau folosindu-mă de cele cinci simțuri. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. El nu poate fi văzut cu ochii aceștia, nu poate fi simțit cu simțurile acestea. De aceea percepția este greșită în a înțelege pe Dumnezeu. În al doilea rând, o altă metodă greșită de a înțelege pe Dumnezeu este logica. Logica folosește elemente primare prin comparație. Să vă dau un exemplu. Să presupunem că trebuie să vă explic acum cum arată un submarin. Păi ca să mă folosesc de ceva, plec de la faptul că un submarin seamănă cu un pește, corect? Corect. Numai că e mult mai mare. La coadă are una, două elici care sunt propulsate de un motor. Și încet, încet ne facem o imagine a ce înseamnă un submarin plecând de la un pește. La fel pot să vă explic cum arată un avion pornind de la o pasăre. Dar problema sau întrebarea se pune cu adevărat când trebuie să-L explic pe Dumnezeu prin logică. Ce argument să folosesc? Ce termen de comparație să folosesc? Peștele? Pasărea? Omul? Înțelegeți de ce logica eșuează în a-L explica pe Dumnezeu, în a-L prezenta pe Dumnezeu? Nu avem termen de comparație. Logica e bună pentru viața de aici. E foarte bună. E bine să fim logici, raționali. Însă, când trebuie să-L explicăm pe Dumnezeu, nu avem comparație în lumea înconjurătoare. În al doilea rând, de ce este greșit reprezentarea și vizualizarea din punct de vedere biblic? Pentru că îl limitează pe Dumnezeu, îl limitează pe Dumnezeu. Dragii mei, închinarea prin percepție îi dă lui Dumnezeu o formă fizică și limitată. Dacă eu încerc să-L pun pe Dumnezeu într-o statuie, o statuie nu va fi niciodată ca Dumnezeu care este infinit, o statuie e finită. Va avea o anumită înălțime, cât hotărăsc eu, mă rog, sculptor, cel care o cioplește, va avea o anumită formă pe care o dă același meșter. Ori Dumnezeul Scripturii este infinit. Dumnezeul Scripturii nu are măsură. Dumnezeul Scripturii este Duh. O statuie e finită, Dumnezeu e infinit. În al doilea rând, o statuie sau o icoană are un început și are un sfârșit și poate fi deteriorată. Există un moment dat, un T0, în care un pictor a desenat ceva, un cioplitor a cioplit ceva și există un moment în care acea imagine, acea reprezentare se va strica sau între timp, eu știu, își va rupe o mână, se pot întâmpla tot felul de accidente. Ori Dumnezeu, ne spune Scriptura, nu are nici început
și nici sfârșit. Dumnezeu este veșnic, slăvit să-i fie numele. Apoi, în al treilea rând, o statuie, o icoană, nu poate fi peste tot. Nu poate fi peste tot. Asta e una dintre marile probleme. În schimb, Dumnezeu este omniprezent, slăvit să-i fie numele. Ce ar însemna ca Dumnezeu să fie numai într-un loc? Ce ar însemna ca Dumnezeu să fie numai la Roma? Ce s-ar întâmpla cu noi de aici, de la Jebel? Ar trebui să mergem la Roma, fiindcă acolo este Dumnezeu. Frații anunță că la ora 9 seara ne punem pe genunchi fiecare dintre noi la casele noastre. Știți de ce? Fiindcă noi credem că Dumnezeu este și aici în sanctuarul bisericii când ne întâlnim la părtășie, dar Dumnezeu este și în fiecare casă, și în casele noastre. Slăviți să-i fie numele! Și Dumnezeu ne binecuvintează, nu trebuie să mergem la Roma, nu trebuie să mergem în America, nu trebuie să mergem în Africa. Dumnezeu ne binecuvintează fiindcă El este omniprezent. Nu ne putem lega de un loc anumit. O icoană, o statuie, îl limitează pe Dumnezeu la ceva, o formă, cândva, într-o anumită perioadă și undeva, într-un anumit loc. În al treilea rând, reprezentarea și vizualizarea sunt greșite din punct de vedere biblic, fiindcă oamenii simt nevoia să se închine la ceva vizibil. Oamenii simt nevoie să se închine la ceva vizibil. Vreau să vă reamintesc faptul că porunca a doua a fost dată unor oameni care credeau în Dumnezeul veșnic. Cei care au primit porunca a doua nu se închinau la soare, nici la vânt, nici la nor, nici la ploaie, nici la copaci, nici la animale. El cunoșteau pe Dumnezeul veșnic. Exod capitolul 20 cu 19. În momentul în care ei au primit porunca aceasta, ei îl știau pe Dumnezeu. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu în sus și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Știau cine este Dumnezeu, da? Și primesc porunca aceasta. Da, se pune întrebarea, de ce să-și dorească omul să aibă un chip cioplit sau o statuie? Ca să se închine. De ce să-și dorească omul? Dragii mei, nu știu dacă ați observat, dar noi oamenii gândim mai ușor în imagini decât în cuvinte. Noi oamenii gândim mai ușor în imagini decât în cuvinte. Hai să vă dau câteva exemple. Am să pronunț cuvântul vacă. Vacă. Fiecare dintre noi în minte avem imaginea unei vaci. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit când am pronunțat cuvântul vacă, o, are 4 litere? Nimeni nu face asta. Ar obosi la o predică de o oră să numere literele predicatului din toate cuvintele, nu? Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit, are 2 consoane și 2 vocale cuvântul? Fiecare dintre noi am încercat să ne imaginăm, să vizualizăm cuvântul vacă și ne-am imaginat o vacă. Unii alb cu negru, alții alb cu roșu, unii și unele alb cu mov. Cine are acasă vacă, probabil că și-a imaginat vaca lui, dacă e bună de lapte. Dacă nu, probabil că și-a imaginat vaca vecinului, care e mai bună de lapte decât a lui. Da? Noi gândim în imagini. Așa am fost făcuți și trebuie să recunoaștem. Gândim în imagini. Vă mai spun un cuvânt. Cuvântul mașină. Mașină. Câți dintre dumneavoastră, fiți sinceri, v-ați gândit la Dacia? Deci, și alegem imaginile. Ne-am gândit probabil mulți la mașina pe care o avem sau ne-am gândit la o mașină pe care ne-am dorit-o. Un BMW, un Audi. Ne-am gândit poate la mașina celor bogați. În fine, n-am analizat niciunul dintre noi cuvântul. Vă mai dau un cuvânt. Cuvântul zigurat, ce vă spune? Ce imagine vă vine în minte când auziți cuvântul zigurat? Nu-l căutați pe Google. Nu așa, nu trișați. Zigurat. Știe cineva, sincer, ce înseamnă? Nici eu n-am știut, recunosc. Cuvântul zigurat? Aveți o imagine în minte când auziți cuvântul acesta? Nu. Majoritatea, nu pentru că e un cuvânt nou. Nu știm
nici din ce domeniu face parte. E un obiect, e o construcție, e o figură de stil, e o emoție, e un sentiment sufletesc, e un obicei, e un fenomen meteorologic, nu știm ce e. Ei, vreau să vă spun că zigurat este o construcție. Este o construcție în formă de piramidă, numai că nu se sfârșește ca o piramidă, ci undeva pe la mijloc devine plată. Și acolo, pe platoul acela, se află un altar. Și ca să ajung la altarul acela sunt niște trepte care sunt făcute și pe el se aduc jertfe. E specific zonei Mesopotamiei. Se presupune că turnul Babel, de fapt, era o astfel de construcție, un zigurat. Acum când auziți cuvântul zigurat, dintr-o dată vă faceți o imagine, că fratele Darius a încercat să explice, nu știu cât a reușit, dar măcar știm că e o construcție zigurat. Acum îi rog pe frații de la stație, pe frate Luca, să ne afișeze un zigurat. Aceasta este imaginea unui zigurat. Recunoașteți, vă rog, că seamănă cu ce am spus eu, da? Să mă simt bine. L-am explicat bine, da, frate, așa arată, numai că... Da? Acum, când spun cuvântul zigurat, imediat v-ați mai uitat la mine, v-ați uitat la imagine, ca să-l înțelegeți, da? Mulțumesc frumos! Acesta este un zigurat. Dar am o întrebare și întrebarea asta este esențială în mesajul din seara aceasta. Când spun cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu, ce imagine vă vine în minte? Spuneam că noi oamenii gândim în imagini. Când vedem un obiect sau când trebuie să înțelegem, când auzim un cuvânt despre un obiect, ne e greu să-l înțelegem, dar devine ușor dacă vedem o poză, o imagine. Mie nu mi-e rușine să recunosc faptul că funcționez pe principiul arată-mi și o să înțeleg. Se mai pune câte unul să-ți explice și se chinuie să-ți explice și dacă mai și bâlbâi, te exasperează cu explicația lui. Și la urmă că nu mai poți să întrebi, auzi, dar n-ai cumva o imagine sau o poză sau cumva să mă arăți ca să pricepi? Funcționăm. Arată-mi și o să înțeleg. Nu te mai chinui să-mi explici, să-mi povestești. Dom'le, arată-mi și o să înțeleg. E simplu. Dragii mei, cum ne-l imaginăm pe Dumnezeu? Pentru unii, Dumnezeu este acel bătrân cu barba albă și lungă ce stă pe un orișor ca reclama de la Zab Mobile din anii 2000. De mult. Multe luni de zile la televizor a funcționat reclama aceea care îl prezenta pe Dumnezeu în forma asta. Și mulți, dacă veți scrie pe Google Dumnezeu și veți da la imagini, veți observa că e imagine des afișată a lui Dumnezeu. Un bătrân care stă pe un norișor cu barbă albă și stă liniștit, nu are nicio treabă cu omenirea și așa mai departe. Vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Nici măcar înfățișarea sau forma. Ioan capitolul 5, versetul 37. Ioan 5 cu 37. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici: și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Dacă îi vezi fața, vezi și forma unui om, nu după față. Nu forma sau înfățișarea omului, lui Dumnezeu, omul nu a văzut-o. Și lucrul acesta este o problemă imensă pentru majoritatea oamenilor. Faptul că nu l-au văzut pe Dumnezeu. Cum să ne gândim la El dacă nu știm cum arată? Cum să ne închinăm înaintea Lui dacă nu știm cum arată? Să știți că oamenii sfinți ai lui Dumnezeu și-au dorit să-L vadă pe Dumnezeu. Spre exemplu, Filip are o dorință în Ioan 14 cu 8 și spune: Doamne, arată-ni-L pe Tatăl și ne va fi îndeajuns. O, Filipe, mare cerință ai! Deci dacă Filip primea răspunsul afirmativ la cererea asta, era unic în istoria omenirii. Nu mai era, cum vorbim de Solomon, că a fost unic în înțelepciune, așa era Filip, unic. A văzut ceea ce nimeni nu a văzut și pe adevăratele că a văzut ceea ce nimeni nu a văzut. Dacă i-ar fi împlinit Domnul dorința asta lui Filip, arată-ni-l pe Tatăl.
Dar să știți că și Moise a avut dorința aceasta. Exod 33, nu mai citesc 18:23, și Domnul îi spune în urmă: te las, dar te las să vezi slava mea de dinapoi. Nu slava care merge înaintea mea, nu chipul meu, ci slava mea de după mine. După ce am să trec eu, tu ai să vezi slava care mă urmează. Pavel în Corinteni ne spune că a ajuns până la al treilea cer și spune despre lucrurile care au fost acolo că nu se pot povesti, dar nu menționează absolut nimic despre forma sau înfățișarea lui Dumnezeu. În Exod capitolul 32, de la versetul 1 la versetul 6, avem unul din momentele de rătăcire a poporului. Moise este pe munte, e plecat să primească legea din partea lui Dumnezeu. Poporul vine la Aron și spune, poporul văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, să sânsă în jurul lui Aron și a zis: haide, repede, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Moise spunea poporului cum e Dumnezeu. Venea și dădea învățătură poporului, prin cuvinte, le spunea: Dumnezeu este bun, Dumnezeu este gelos, Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu este îndurător, Dumnezeu este credincios, Dumnezeu v-a scos, Dumnezeu v-a făcut. Le spunea cum este Dumnezeu. În momentul în care Moise s-a dus sus pe munte, Aron n-a mai continuat să îl vestească pe Dumnezeu sau reprezentarea lui Dumnezeu prin învățătură poporului, să spună: așa este Dumnezeu. Și a zis: ok, vă fac o înfățișare a lui Dumnezeu, vă fac ceva care să arate cum este Dumnezeu. Nu a mai continuat slujba lui, le-a făcut o reprezentare fizică, un vițel. În esență, intențiile lui Aron au fost, am putea spune, bune. A făcut ceva ca poporul să nu-l uite pe Dumnezeu. Fă-ne un Dumnezeu. Nu vrei să-l uitați pe Dumnezeu? Dar el trebuia să le spună despre cum e Dumnezeu, să le dea învățătură, nu să le facă un Dumnezeu. În al doilea rând, Aron n-a făcut un Dumnezeu mic, nu a făcut un gândac sau o muscă. Iată Dumnezeu, a făcut ceva ce știau ei că e puternic, că e tare, ori ales o reprezentare mare, măriață. Uită Dumnezeul tău, da? Că tot poporul ori dat cercei și aur și așa mai departe. S-a făcut un vițel zdrav în acolo, că dacă era de carne, ți era mai mare dragul să-l tai. Mergem mai departe. De ce reprezentarea și vizualizarea sunt greșite din punct de vedere biblic? În al patrulea rând, pentru că în spatele acestor reprezentări întotdeauna există o autoritate spirituală. Întotdeauna în spatele unor astfel de reprezentări există o autoritate spirituală. Mergem la exemplu din Numeri capitolul 21. Numeri capitolul 21. Din momentul în care Dumnezeu trimite niște șerpi înfocați asupra poporului. Și Moise strigă la Dumnezeu, poporul strigă la Dumnezeu pentru izbăvire și Dumnezeu spune: ok, vă izbăvesc, dar pentru aceasta, uitați, asta este metoda de vindecare. Faci un șarpe, Moise, îl pui în vârful unui băț și oricine va privi la șarpele acesta va fi vindecat. Cine va privi la el și va crede că aceasta este metoda de vindecare aleasă de Dumnezeu, va fi vindecat. Acum vă întreb, cine i-a vindecat? Șarpele pus în vârful țărușului sau Dumnezeu? E simplă întrebarea și e simplu răspunsul. Dumnezeu i-a vindecat, nu șarpele. Cum i-a vindecat Dumnezeu dacă metoda folosită era un șarpe? Simplu. În spatele metodei era Dumnezeu. Marea problemă nu este doar reprezentarea, ci problema este și autoritatea din spatele reprezentării. De ce? Pentru că în 2 Împărați, 18:4, în reformele pe care le face împăratul Ezechia, el ne spune că l-a îndepărtat pe acest șarpe, pe care evreii l-au ținut și l-au purtat cu ei sute de ani și i-au adus cinste. Din ceva au făcut cineva, fiindcă i-au dat un nume. La început a fost ceva, un șarpe pus pe un băț. Dar a ajuns pentru ei să fie cineva. Și mai priviți, vă rog, la un lucru. Dacă în Numeri le spune Domnul să privească la el, în 2 Împărați ne spune cuvântul că-și copiii lui
se închinau înaintea lui, aduceau tămâie înaintea lui. Au făcut mulți pași mai departe față de ceea ce Dumnezeu le-a spus. L-au personificat, a devenit cineva pentru ei, când trebuia să fie doar ceva. Pentru o anumită situație, o rezolvare a lui Dumnezeu. În al cincilea rând, reprezentarea este greșită din punct de vedere biblic, datorită faptului că încurajează închinarea, oamenii sunt chemați să se închine, dar nu încurajează puritatea, sfințenia. Dragii mei, în momentul în care mă închin lui Dumnezeu, lucrul acesta, închinarea mea, trebuie să mă schimbe pe mine. Ori, atunci când mă duc să mă închin la un obiect care îl reprezintă pe Dumnezeu, alcoolic am intrat, alcoolic am ieșit. Dependent de droguri am intrat, dependent de droguri am ieșit. Curvar am intrat, curvar am ieșit. Încurajează închinarea, dar nu încurajează puritatea, pentru că cel care mă schimbă nu este reprezentarea la care mă duc, ci este Dumnezeu. De aceea eu trebuie să-L caut pe Dumnezeu în închinarea mea. Închinarea directă înaintea lui Dumnezeu duce la sfințenie. Rămânem la pasajul cu vițelul din Exod, capitolul 32, versetul 6 și versetul 7. Exod 32, 6 cu 7. A doua zi s-au sculat dinți de dimineață și au adus arderile de tort și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mânca și a băut. Apoi s-au sculat să joace. Asta au făcut când s-au închinat la ceva, când au avut o reprezentare, când au avut un chip cioplit, când au avut o înfățișare și au zis, ăsta e Dumnezeul tău, s-au sculat ca să mănânce, să bea și să joace. Ori, dacă privim în istoria lor, în momentul în care Dumnezeu le cere să se apropie de El, să primească legea, Dumnezeu le cere sfințenie. Exod capitolul 19, versetul 10 și versetul 11. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Versetul următor. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va cobori în fața întregului popor pe muntele Sinai. Înțelegeți diferența? Când au făcut de capul lor și au făcut o imagine, s-au sculat ca să joace și să mănânce și să bea. Și în momentul în care Dumnezeu le-a zis, hai să avem o întâlnire, le-a zis, dacă vreți să vă întâlniți cu mine, trebuie să fiți sfinți. Dumnezeu trage concluzia. Și spune versetul 7, Domnul a zis lui Moise, scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Doamne, dai poporul pe care tu ai trecut prin mare, poporul care a văzut minunile tale, poporul care poartă numele tău, nu contează, s-a stricat. S-a stricat. Momentul în care a făcut lucrul acesta, zice Dumnezeu, s-a stricat. Du-te repede, că s-a stricat poporul. Dragul meu, care e comportamentul tău în urma închinării tale înaintea lui Dumnezeu? În momentul în care vin la casa de rugăciune și mă închin, eu care sunt la Betania, eu care vin la Betania și frecventez biserica și nu am vizualizări în fața cărora să mă închid și totuși vin să mă închid înaintea lui Dumnezeu. Comportamentul meu în urma închinării mele, care este? A șasea și ultimul motiv pentru care astfel de reprezentări, din punct de vedere biblic, sunt greșite, este pentru că îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Exod 32 cu 4b. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău. Ceea ce trebuia să mă ajute să mă închin înaintea lui Dumnezeu, ajunge să îl înlocuiască pe Dumnezeu. O icoană, o statuie, schimbă atenția de la Dumnezeu la obiect. Ajutorul în închinare devine obiectul închinării.
Fata care s-a pocăit obișnuia să se roage în fața unei imagini, unei icoane cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus. Și a ajuns în situația în care nu putea să se roage în altă parte decât în fața acelei icoane. Și a luat-o și a aruncat-o. A scos-o afară pentru a simți că e legată, e robită, nu se mai poate închina în altă parte decât acolo. Cum ar fi? Vă dau ipotetic următoarea ilustrație. Doi tineri căsătoriți, proaspăt căsătoriți, el trebuie să plece într-o țară străină sau, mă rog, undeva departe de soția lui pentru câteva săptămâni, dar totuși are o poză cu ea. O poză pe care o scoate din portofel, eu știu, din carte, de unde are, și se uită, poate o sărută, privește cu drag la ea, că e soția lui. Nu are, nu trăiește în vremea noastră, să zicem, să o vadă în fiecare zi. Și dar se întâmplă că ea vine la el. Vine la el. Ajunge la el și e în fața lui. Și el, în loc să privească la ea, la iubita inimii lui, stă doar cu imaginea aceea. Și privește la ea și vorbește cu ea și spune cât de mult o iubește, cât de mult o adoră, cât de mult îi dor de ea, cât de mult vor să fie împreună. Și spune, iubitule, dar sunt aici. Nu. Și privește tot la imaginea aceea. Nu e așa că e o situație hilară, ciudată? Așa se întâmplă atunci când îl înlocuim pe Dumnezeu. Ceea ce trebuia să ne ajute să ne închinăm înainte lui Dumnezeu, îl înlocuiește pur și simplu pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau în minutele care ne-a rămas să vorbim despre noi. Până acum am stat confortabil pentru că nu avem nici o înfățișare, nici un chip cioplit și e greu să cred că vreunul dintre cei care sunteți prezenți în sanctuarul bisericii în seara aceasta, mâine dimineață o să vă duceți în grădină, o să luați toporul și nu cu ăla fain, mărul ăla fain, părul ăla fain, o să-l ciopărțiți și o să vă faceți din el o statuie. Nu e așa că nu aveți astfel de gânduri? Și atunci care e relevanța pentru noi? Nu cred că vreunul dintre dumneavoastră mâine are de gând să-și ia o imagine cu Mântuitorul și să-și pună acolo, să nu mai vină la biserică, să se roage doar acolo, că acolo este el. Nu e așa că nu avem astfel de gânduri? Unii poate ați fost scoși din astfel de stări și nu aveți niciun gând să vă mai întoarceți la ele. Și atunci, care este relevanța poruncii pentru noi? Vreau să vorbesc care este pericolul pentru noi. Pentru unii este o poruncă ușoară. Am părăsit, nu ne mai întoarcem. Numai că pericolul este dat de faptul că de ceea ce nu ne temem s-ar putea să ne robească cel mai mult. Știți, păcatele alea mici care nu le băgăm în seamă s-ar putea să fie cele mai periculoase. O altă cale de încălcare a poruncii a doua, de data aceasta pentru cei care citesc Biblia, și noi citim Biblia. Am început cu adunarea Domnului, cu Biserica Domnului, un program de citire a Bibliei. Și pentru noi există un pericol mare de a încălca porunca a doua. Pentru cei care citim Biblia și o studiem Biblia. Pericolul e dat de faptul că unii citesc Biblia în mod selectiv. Iau de la Dumnezeu ce le place, atenție, iau de la Dumnezeu ce le place și dau la o parte, aruncă ceea ce nu le place. Și în felul acesta își realizează o imagine nu vizuală, nu un chip cioplit, dar o imagine mentală greșită a lui Dumnezeu. S-a predicat duminica trecută despre Naaman și Elisei. Știți că Naaman a avut o imagine greșită a lui Elisei? O spune el. Eu, zice, credeam că o să vină la mine, o să iasă afară, o să-și pună degetul pe rană, o să cheme pe Domnul Dumnezeul său. Și de aici a pornit toată problema lui Naaman, că a avut o imagine, o preconcepție asupra lui Elisei și a zis că așa o să facă. Și dacă Elisei nu a făcut cum a crezut el, nu a mai fost prorocul Domnului și a plecat mânios și trist și așa mai departe. Iacov și Ioan au avut o astfel de imagine cu privire la Domnul Iisus când au zis, Doamne, să poruncim să pogoare foc din cer peste cetățile astea ca să le nimicească? În Luca de la capitolul 9, versetele 54-56, zice Domnul, nu! Că eu n-am venit să nimicesc, eu am venit să caut ce-i pierdut, eu am venit să aduc mântuire. Ce fel de imagine mentală a lui Dumnezeu ai?
Ai făcut un Dumnezeu după dorințele tale? Un Dumnezeu după poftele tale? Un Dumnezeu după pasiunile tale? Un Dumnezeu care să se muleze după poftele tale, după pasiunile tale, astfel încât să nu te acuze cu nimic? Să poți să faci orice, că Dumnezeul tău acceptă tot ceea ce faci tu? Unii se gândesc doar la lucrurile convenabile ale lui Dumnezeu, lucruri care plac firii umane. Cea mai folosită propoziție pentru a-L descrie pe Dumnezeu este următoarea. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste și e luată din Scriptură. E luată din 1 Ioan capitolul 4, versetul 8. 1 Ioan capitolul 4, versetul 8, în urma versetului, ne spune într-adevăr că Dumnezeu este dragoste. Haideți să-l citim. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Ok, dacă să înțelegem bine Scriptura, noi trebuie să înțelegem tot contextul. Hai să citim un verset mai sus, să vedem care e contextul în care ne spune Scriptura că Dumnezeu este dragoste. Versetul 7 spune: prea iubiților, care e contextul? Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Înțelesul a Dumnezeu este dragoste este că dacă îl cunoști pe Dumnezeu, vei iubi pe aproapele tău, pe fratele tău, pentru că Dumnezeu este dragoste. Tu îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste și atunci tu îl iubești pe aproapele tău. Numai că noi am luat Dumnezeu este dragoste și n-am mai pus în relație cu aproapele nostru, ci am pus în relație cu noi și Dumnezeu. Și atunci când păcătuim, noi spunem că Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu ne iartă și uităm să îi iubim pe semeni. Știți că Ioan, înainte să spună că Dumnezeu este dragoste, spune că Dumnezeu este lumină? 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. 1 Ioan 1 cu 5 ne spune că Dumnezeu este lumină. 1 Ioan 1 cu 5. Vestea, și priviți la introducerea pe care o face El la Dumnezeu este lumină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină. Vestea asta am primit-o direct de la El, ne-a fost dată direct, e mesajul pe care l-am auzit de la El și pe care noi îl propovăduim. De ce spune mereu Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste și nu spune mereu Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este lumină? De ce folosim mai mult Dumnezeu este dragoste decât Dumnezeu este lumină? Ioan a început epistola cu Dumnezeu este lumină, un atribut moral de bază al lui Dumnezeu care reflectă sfințenia lui Dumnezeu. Ne amintim mereu că Dumnezeu este dragoste și nu ne place să spunem că Dumnezeu este lumină. Și de ce? Pentru că știi versetul care spune că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Și mai știm că lumina scoate la iveală păcatele. Și din păcate se întâmplă să avem o sumedenie de păcate. Și atunci, ca să ne justificăm, spune că Dumnezeu este dragoste. Și mergem cu Dumnezeu este dragoste înainte și ajungem să găsim motivație pentru vorbirea noastră care nu e prea decentă, spunând Dumnezeu este dragoste și mă iartă că e bun. Ajungem să avem motivație pentru comportamentul nostru care nu-i bun, dar Dumnezeu e dragoste și Dumnezeu e bun și Dumnezeu ne iartă. Știți că plecând de la Dumnezeu este dragoste, sunt unii care neagă existența iadului? Se numesc creștini și neagă existența iadului, pentru că ei spun, dacă Dumnezeu e dragoste, cum se poate un Dumnezeu plin de dragoste să trimită oamenii în iad? Pentru că e sfânt. De-aia poate. Pentru că e și sfânt. Dragii mei, dacă prezentăm doar caracteristici ale lui Dumnezeu care plac naturii umane, l-am prezentat greșit pe Dumnezeu. Am oferit o imagine greșită a lui Dumnezeu. Oamenii nu au cum să-L vadă, eu nu am cum să-L văd. Dar îl înțeleg din cuvinte, din explicații. Și în momentul în care eu aleg doar ce place naturii umane despre Dumnezeu, l-am prezentat greșit pe Dumnezeu. Și dacă l-am prezentat greșit pe Dumnezeu, fie că e înfățișare, fie că e echip cioplit, fie că e vorbirea mea, e păcat. Și am călcat porunca a doua. Dacă vin și spun că Dumnezeu e numai dragoste, Dumnezeu e numai bun, Dumnezeu e numai îndurător, Dumnezeu numai iartă, Dumnezeu numai și numai ce ne place nouă, l-am descris greșit și prezentat greșit pe Dumnezeu. Și viceversa este valabilă.
Dacă vin și vă spun doar cuvinte care nu plac naturii umane despre Dumnezeu, din nou reprezint greșit pe Dumnezeu. Dacă spun că Dumnezeu este numai judecător, Dumnezeu nu mă bate, Dumnezeu nu mă trimite rău, lucruri de felul acesta, le-am prezentat greșit din nou pe Dumnezeu. Că nu e așa cum spun eu. E adevărat, Dumnezeu este lumină, dar Dumnezeu este și dragoste. E adevărat că Dumnezeu este judecător, dar Dumnezeu este și îndurător. E adevărat că Dumnezeu este și putem să continuăm cu exemplele, dragii mei. Tot ceea ce vreau este ca în urma citirii cuvântului, în urma acestui demers pe care l-am întreprins cu întreaga bisericii, la urmă, să putem să avem o imagine completă a lui Dumnezeu, ca să ne putem închina corect lui Dumnezeu, ca să putem trăi o viață plăcută lui Dumnezeu și ca să putem să-L spunem și altora pe Dumnezeu așa cum este El. Să nu punem nimic în plus, dar nici să scoatem nimic. Spuneam într-o joi seară, nu mă tem de faptul că adevărul lui Dumnezeu este absolut. Înțeleg că adevărul lui Dumnezeu este absolut. Înțeleg că Dumnezeu a făcut raiul și iadul, n-am nicio problemă cu asta. Înțeleg că Dumnezeu a făcut cerul și pământul și natura și toate lucrurile care se văd și nu se văd, le înțeleg. N-am nicio problemă cu asta. Le înțeleg, e adevărul absolut al lui Dumnezeu, nu-l pun la îndoială. Dar ceea ce mă face să tremur este complexitatea acestui adevăr. Dumnezeu este lumină. Păi nici acum nu am putem noi ca oameni să înțelegem ce e lumina și au despărțit-o în microparticule. Complexitatea aceasta a lui Dumnezeu mă face să îmi pun mâna la gură de multe ori. Și când trebuie să vorbesc cu El, despre El, să tremur. Că dacă cumva spun ceva ce El nu e, sau dacă spun ceva care îmi place numai mie, și în loc să vă prezint pe Dumnezeul Scripturii, v-am prezentat o învățișare a ceea ce cred eu. De aceea noi care avem ocazia să dăm învățătură poporului, purtăm o imensă responsabilitate. Nu m-am grăbit niciodată, ca să mă arunc în a veni și a vorbi despre Dumnezeu, tocmai din cauza asta. Că dacă greșesc, că El e mare, El e sfânt, e infinit, eu sunt om limitat, neștiutor. Dacă cumva, imaginați-vă, nu știu cât îl știți pe, îmi vine acum aminte, Rooney Coleman. Alin râde. Prin clasa a 11-a, a 12-a, trăgeam de fiare și eu și el și Vinii. Mai era și Florin Cutile și mulți la noi și Ruben. Și în sala unde mergeam era un poster mare cu Rooney Coleman, de 7 ori, Mr. Olympia, adică era un culturist, s-a câștigat concursuri, trăgea camioane omul ăsta, deci trăgea camioane, un om făcut. Și noi împingeam acolo 50 de kilo, l-a ridicat 500 și ne uitam la el și el să fim și noi, ca el, da? Rooney Coleman, un fel de Arnold Schwarzenegger, că și Arnold parcă are câteva titluri de Mr. Olympia, ai culmea culturismului, da? Ei, dacă aș veni și despre omul ăsta care trage camioane, care împinge 500 de kilograme la bară, care, bun, am citit acum vreo 3 săptămâni despre el, săracul, de atâta steroizi și câte luate, nu mai stă pe picioare. Dar în fine, în anii lui de glorie era cineva. Când apărea el, când era la un show, era cineva, era Rooney Coleman. Ei, să vă spun eu despre omul ăsta care împingea 500 de kilograme, să vă spun că făcea și el cu 250 de kilograme. Păi dacă aș fi fost lângă mine, cred că dacă îmi dădea una, băi, tu așa spui despre mine, nu mă mai reculegeam, nu mai apucam să mă corectez, să spun, bă, nu stai că 500. Păi îl jigneam, el care face 500, cu 500 de kilograme, împinge la piept, la bară, să-i spun că merge cu 250. Era o jignire pentru el. Ei, Dumnezeu e mai mare și decât Rooney Coleman și decât oricare om de pe fața pământului. Și atunci eu, să vin și să vă spun că Dumnezeu e atâta, când de fapt El e și mai mult. Să vă spun că Dumnezeu vă face numai bine, Dumnezeu nu trimite rău. Să nu credeți că Dumnezeu vă trimite rău. Știți ce am citit? Versetul 9, să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu celor care... care îți fac numai bine, tu stai relaxat, concediu, Ibița, Tenerife, n-ai nicio treabă, care pedepsesc. Dumnezeu bate cu bâta. Dumnezeu pedepsește. Dumnezeu trimite răul.
Ăsta e Dumnezeu. De aceea îmi doresc să-L cunosc cât mai mult. Vreau să închei. Vreau să vă spun că omul care crede că Dumnezeu e numai dragoste nu înțelege cât de mult sfințenia lui urăște păcatul. Ăla nu înțelege. Nu se ocupă de sfințenia lui Dumnezeu, care urăște păcatul. Nici nu poate să-L vadă, zice Dumnezeu. Dar dacă tu știi că numai Dumnezeu e dragoste, zici că Dumnezeu are mâinile la cap și privește spre păcatul tău și zice, bine mă, data viitoare să faci mai mare păcat, că te iert, chiar dacă e mai mare. Mulți nu au imagini fizice ale lui Dumnezeu. Și din cei care suntem în sală, probabil că niciunul nu avem imagini fizice ale lui Dumnezeu. Însă, se prea poate să avem imagini mentale greșite ale lui Dumnezeu. Dacă nu ai o imagine corectă despre Dumnezeu, ai încălcat porunca a doua. David îi dă lui Solomon sfaturi dinainte de a prelua domnia și în 1 Cronici 28:9 spune: Și tu, fiule Solomoane, primul rând, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Daniel, capitolul 11, versetul 32. Ultimul verset pe care îl citim în seara aceasta. Sunt vremuri grele, nu-i așa? Sunt vremuri cum n-au mai fost, cum nu o să mai fie. Știm tot plânsul ăsta cu vremurile, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și nu numai atât, și vor face mari ispravi. Vă invit să vă ridicați pe picioare, dragii mei. Să avem un moment de rugăciune. Să nu-ți faci chip cioplit. Nu ne facem, Doamne, că Te cunoaștem, vrem să ne închinăm Ție în Duh și în adevăr. Știm că nu ești nici pe un munte, nici pe altul, nici la Ierusalim, nici în Samaria. Și adevărați închinători să se închină Ție în Duh și în adevăr. Și așa vrem și noi să ne închinăm, Doamne. Dar avem o dorință să Te cunoaștem mai mult. Vreau să încheiem cu gândul acesta, seara aceasta. Cu dorința aceasta, Doamne, vreau să Te cunosc corect. Nu vreau să am o imagine deformată a Ta. Nu vreau să am o imagine, Doamne, un Dumnezeu al meu, un Dumnezeu care e puternic atât cât vreau eu, un Dumnezeu care e mare atât cât vreau eu, un Dumnezeu care e finit atât cât vreau eu. Nu, Doamne, ci vreau să Te cunosc așa cum ești. Există o carte, Doamne, vreau să Te cunosc. Să spunem și noi în seara aceasta, ca titlul acestei cărți, Doamne, vreau să Te cunosc. Vreau să Te văd, să-ți văd slava, să-ți văd măreția. Știu că ești Dumnezeu necuprins, știu că ești Dumnezeu care mă surprinzi, poți să mă surprinzi. Ești Dumnezeu care cunoști toate lucrurile. Nu vreau să Te limitez, Doamne. Vreau să Te cunosc pe Tine cât mai mult. Nu vreau să încalc porunca a doua. Nu vreau să-mi fac o imagine a Ta, Doamne, în minte și cu ea să trăiesc și să o spun altora și să vorbesc minciuni despre Tine, să vorbesc neadevăruri despre Tine, să induc și pe alții în eroare. Și vreau, Doamne, să trăiesc ca un copil al Tău care Te cunoaște pe Tine, care atunci când spune Tată, știe cui îi spune Tată, care atunci când spune Părinte, știe cui îi spune Părinte, care atunci când spune Domnul va purta de grijă, știe că Dumnezeu va purta de grijă, când spune Dumnezeu Jehova Ire, Domnul care te vindecă, știe că Dumnezeu vindecă și așa mai departe. Haideți să ne rugăm, Doamne, vrem să Te cunoaștem mai mult. Și mai am o dorință. Mâine încep copiii școala, să-i purtăm în rugăciune. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și cred că cea mai mare dorință a părinților este ca să stea la școală cât mai mult timp. Zice Scriptura că tot ce începe duce la bun sfârșit. Mâine începe semestrul în 2 și se termină în iunie. Să-l termine tot la școală, dacă îl început tot la școală. Să-i ocrotească bunul Dumnezeu, să aibă milă și de națiunea noastră și de lumea aceasta, pentru că Scriptura ne spune că a iubit-o și o iubește. Atât de mult a iubit-o că a dat ce a avut mai scump. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Punem numele Domnului peste ei. Domnul să fie cu ei la plecare, la venire, timpul când stau acolo în clase. Dumnezeu să binecuvinteze cadrele didactice, pe cei care se ocupă de ei, părinții, pe noi toți, să ne binecuvinteze bunul Dumnezeu. Amin. Mergem la rugăciune.